Să fie și Elena? Ce fac acolo? Trebuie să ascult despre ce vorbesc. Gata? Machiajul și coafura este gata. Doamne, Elena, arăți splendid! Chiar? Mersi mult! Doamne, mi-e atât de interesant. Abia aștept să mă uit în oglindă. Dar, stai puțin. Cum rămâne cu rochia? Eu nu știu ce o să îmbrac la petrecere. M-am gândit așa, cred că îți voi împrumuta eu rochie de-a mea. Îmi este cam mică și cred că ție îți va sta bine. Doar că îți spun de rată, nu e cine știe ce de frumoasă. Nu-i nimic, sunt sigură că trebuie să fie frumoasă. Oricum, e mult mai venit decât să merg în hanorac la petrecere. Dar poți să-mi o arăți, te rog, dacă nu este o problemă? Iată, nu știu dacă o să-ți placă, dar alta n-am. E chiar ok, îmi place, este foarte drăguță, mersi mult! Îmi pare foarte bine că-ți place, îmi făceam griji că nu o să-ți placă și nu o să ai cu ce să te îmbraci. Mersi mult, Sofia! O las aici până când, trebuie să mă ocup de candy bar acum. Ok, eu atunci o să merg să mă aranjez, să mă îmbrac, tot de genul. Și cred că o să ne întâlnim aici peste 30 de minute. E bine? Ok? Da, e ok! Se pregătesc de petrecere. De petrecerea la care eu nu voi fi. Au plecat. Ce e acolo? Rochie Elenei? Tocmai ce e de ce am nevoie. Ia să vedem ce e asta. Ce avem noi aici? Asta e rochia ei? Asta e rochie măcar? O, Doamne, ce mai gusturi! Dacă asta e rochie... Pe asta cred că nici bunica mea nu era să o îmbrace. Nici la cărpi nu era să o ia. O, Doamne, ia de să o ajut eu un pic. Îi voi modifica un pic rochia cu cât mai multe găuri. Ce? Ne apucăm de lucru? Wow, ce rochiță frumoasă! Să-i facem și la mâinici puțin. Iată așa, cred că ajunge. Am obosit deja. Asta nu mai seamănă nici la roche, nici la nimic. O bucată de material de o culoare oribilă. Sper că adorabilei Elena o să-i placă surpriza mea. Oi, Doamne ferești, ce mai cadă, mi-ai stric gâtul pe ea. Valentin, eu am terminat. Ia uite, ce zici? Îți place? Normal? Nu e rău, chiar foarte frumos. Bravo, Mihai, ți-o pricep. Aha, mulțumesc. M-am stăruit, dar tu mai are mult? Nu, nu chiar mult, dar mă voi reține încă un pic, mai am de scris. Ok, bun atunci, eu oricum trebuie să mă duc să-mi aranjez părul, să mă îmbrac, să mă fac frumos. Și normal, totul pentru Elena. Da, Valentin! Hai, pleacă odată, îndrăgostitule. Unde este rochița mea preferată? Ce-i asta? Asta nu-i rochia mea! O, Doamne! Rochia mea! E distrusă! Nu i-a plăcut surpriza mea? Nu i-a plăcut handmade-ul meu! Ce păcat! M-am stăruit din tot sufletul să-i placă! Rochia mea! Rochița mea! Ce s-a întâmplat? De ce ai strigat? Elena, de ce plângi? Cineva mi-a distrus rochia! E tăiată din toate părțile! O, Doamne, ce dezastru! Stai puțin! Eu cred că știu cine a făcut-o! Eu tot știu! Andreea! Altcineva nu are cine! Ce fată groaznică! Oh, Doamne, o urăsc! Pentru ce a făcut asta? Oare nu poate sta pe un loc normal?
Elena, te rog, nu plânge! Totul va fi bine! Îți promit, mă voi gândi eu la ceva! La ce să te gândești? Nu mai are rost să te gândești la nimic! Ce putem să facem? Rochia e distrusă! Alta n-am! Petrecerea începe peste câteva minute! Totul este groaznic! De acord, mai rău de atât nu se poate. Cred că nici eu nu mai știu ce se poate de făcut. O, Doamne! Doamne, feriște, ce necomod în cămașa asta. Bine măcar că e roșă, culoarea mea preferată. În costum sportiv mai comod. Poate mă duc în costum sportiv la petrecere. Dar nu, cred că mă duc în costum sportiv, Andreea precis n-a dansează cu mine. Trebuie să răb vreo câteva ori în cămașa asta. Așa, acum trebuie să mă piept o năleacă. Că și cu capul meu, parcă e coadă de cal. Și eu azi fiu gata. Dar nu arăt rău. Chiar bine, chiar foarte bine. Ele îi pregi să se placă. N-am înțeles. Ce se întâmplă aici? Elena, tu de ce plângi? Ce s-a întâmplat? Elena, tu nu m-a spune, tu nu m-a spune, cine te-a supărat? Las că le arăt eu lor. Spune, cine te-a supărat? Ai, Andrei a distrus rochia complet. A tăiat-o din toate părțile. Iar Andrei asta? Doamne, ce m-a mai săturat de dânsa? Cât răutați are în ea? Se va opri odată sau nu? Dar Dumnezeu cu Andreea asta, nici nu mai vreau să aud de ea! Elena, ea nu are în ce să meargă la petrecere! Cum n-are în ce? Cum adică n-are în ce? Uite, lasă-o să meargă în hanorac! Ești foarte frumoasă în hanoracul acesta, tu ești mereu frumoasă! Hanorac? La petrecere? Toți veți fi frumoși, îmbrăcați, aranjați, dar eu? Eu nu voi merge nicăieri, voi sta aici, în hol, singură. Știți ce? Petrecerea se amână! Cum se amână? Cum se amână? Așa, se amână. Sau dacă vreți, puteți pleca la petrecere, dar fără mine. Eu nu voi pleca nicăieri. Păi cum asta? Petrecerea în cinstea ta și fără ține? Asta este imposibil. Doamne, ce se întâmplă? Da, petrecerea se amână. Planul meu a funcționat. Bravo, Andreea. Am spus eu că fără mine nu veți face nicio petrecere. Haha, loser! Valentin! Valentin! Avem o problemă foarte mare! Ce? A? Unde când? Valentin? Tu ce? Ai adormit? Am spus că noi avem o problemă foarte mare! Care problemă? Ce s-a întâmplat? Andreea a distrus rochia Elenei și ea acum refuză să meargă la petrecere. Stă și plânge în hol. Ce? Numai asta mă ne-a ajuns. Cum așa? Cum vom organiza petrecerea fără Elena? Nu știu eu. Trebuie să inventăm ceva, trebuie să o convingem. Nimeni nu poate să liniștească, stă și plânge. Trebuie să facem ceva. Păi stai. Eu așa și n-am înțeles. De ce ea nu vrea să meargă la petrecere? Care este motivul totuși? A spus că nu are în ce să meargă la petrecere, că Andreea i-a distrus rochia aceea și altă rochie nu mai are. Dar hanorochia nu vrea să meargă, spune că nu va fi frumoasă în el. Am înțeles. Ei, lasă, voi hotărâi eu totul. Am eu o idee. N-am înțeles, ce fel de idee? Vei afla pe parcurs. Acum pleacă și liniștește pe Elena. Eu voi fi peste 10 minute. Ok. Ceva straniu. Ce e cu Valentin? Elena, te rog frumos, nu mai plânge. Valentin a inventat ceva. El a spus că are o idee și că peste 10 minute va veni. Te rog frumos, liniștește-te, Elena.
Ce ai inventat? Pe mine nimic nu mă mai ajută. Elena, nu mai plânge, te rog. Totul va fi bine. Nimic nu poate să fie bine. Totul este oribil. Mihai. Mihai. Ce ai inventat acolo, Valentin? Nu știu. El nu mi-a spus nimic. A spus numai că are o idee și că o să vină peste 10 minute. A, și a spus să o liniștesc pe Elena. Și gata. Doar atât? Da. Cum crezi? Mai avem șanse? Sau putem să uităm de petrecere deja? Nu știu, idei n-a. E așa de tare plânge că eu mă trebuie să mă gândesc că o să fie petrecere sau nu. Dacă ideea lui Valentin o va calma, va fi bine. Va fi foarte bine. Foarte, foarte bine. Am venit! Am venit! Elena, am venit! Valentin? Ce ai inventat acolo? Despre ce tot vorbea Mihai? Iată! Îți place? Iată! Ține! Wow! Wow, e minunată! Cât este de frumoasă! De unde ai rochia aceasta, Valentin? Nu contează! Important că îți place! Păi ce? Vei merge la petrecere? Mai întreb? În așa rochie, zbor și pe lună dacă trebuie! Pe lună nu trebuie! Tu la petrecere vino! Voi veni! Promit că voi veni! Numai că am nevoie un pic de timp. Trebuie să-mi cerc fața după ce am plâns și să mă îmbrac. Bine, ți vom aștepta. Fără tine oricum nu începem. Dar grăbește-te. Valentin, de unde rochie? Ești așa de frumoasă, de unde ai luat-o? Secret. Dar Valentin, hai te rog cu secretele tale, spune de unde? Mihai, nu contează, eu am convins-o pe Elena, am convins-o. Am salvat petrecerea, am salvat, totul e bine, totul e bine. Ce mai vrei de la mine? Gata, lasă-mă în pace. Ok, cam ciudat. De ce nu vrea să-mi spună de unde a luat rochea? Straniu. Eu tot trebuie să merg să mă îmbrac. Cred că nu o să merg în hanorac la petrecere, încă și în galben. Trebuie să mă îmbrac frumos, să nu uit de machiaj și să-mi fac și coafura. Doamne, câte am de făcut? Unde e Sofia? De ce așa greu? Nu înțeleg. Unde e Elena? Ce faci acolo atâta timp? Când va veni? Wow! Sofia! Cât e de frumoasă! Arăți splendid, Sofia! Elena deja a venit? Nu, încă nu. Elena încă n-a venit. Dar bine că tu ai venit. Se vede că i-a plăcut. Da, nu degeaba am pierdut atâta timp. Cred că s-a primit totuși machiajul. Da. Nu degeaba am așteptat-o. Doamne, e așa de frumoasă. Și Sofia a venit deja. Dar Elena încă nu-i. Ai, ce face ea acolo? Poate s-a întâmplat ceva. Oh, Elena, încep să-mi fac griji. Când vine ea. Wow! Nu degeaba am așteptat-o atât de mult. Îmi stă bine? Ce ziceți? Vă place? Da, îți stă perfect! Ești foarte frumoasă! Mersi foarte mult! I-a plăcut! Urat! E așa de frumoasă! Nu degeaba am așteptat-o! Trebuie să o invit la dans! Trebuie Mihai! Elena! Doamne, arăți minunat! Și această rochie! Codițele! Îți stă atât de bine! Ești adorabilă! Mersi, mersi foarte mult! M-am stăruit! Să știi că arăți și tu foarte bine!
Wow, mai ales îmi place foarte tare machiajul. Să știi că te pricep la asta. E talentul tău. Mersi mult. Tuturor le place machiajul. Înseamnă că totuși am talent. Râd, dansează și se distrează? Ce râs oribil au! Urăsc când cineva se distrează fără mine, dar cel mai tare urăsc când ceva nu mi se primește. Nu mi-a ieșit să împiedic. Totuși a organizat această petrecere oribilă. Dar eu oricum voi lupta până la sfârșit. Și voi face așa ca petrecerea de azi să fie cea mai oribilă petrecere în viața lor. Trebuie să fac asta, e șansa mea! Mihai, trebuie, Mihai! Hai, Mihai, hai, cred în tine! Hai, o să poți! Elena! Da, Mihai? Nu vrei să dansăm? Da, de ce nu? Se poate! Da! Am reușit, da! Bravo, Mihai! Așa, acum rândul meu. Sofia e acolo, eu sunt aici. Eu vreau să o chem la dans, dar mi-e frică. Așa, n-am înțeles. Ia Valentin, te-ai strâns și hai. Sofia! Da, Valentin? Nu vrei să dans. Stați în întuneric, dragilor. Ce-a fost asta? Ce se întâmplă? De ce s-a strâns lumina? Și ce a fost cu zgomotul acesta? Ce a fost cu zgomotul acesta? Concertul se începe. Ce e asta? Ce se întâmplă? Ce se aude? Asta e alarmă? Dar de ce e alarmă? Nu înțeleg nimic. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Valentin, ai urechile mele. De ce este așa tare? Ce e asta? De unde e alarmă? Sofia, ține-te! Mami, ce zgomot! Ce întâmplă, Mihai? Ce este cu sunetul acesta? Nu știu! Idee n-am! Ce e cu zgomotul acesta? De